Așa. Cred că o să schimbăm puțin ordinea astăzi. Vreau să vorbesc despre două lucruri. Primul, vreau să vorbesc despre execuția bugetară pe decembrie și pe tot anul, dar decembrie era principal informația pe care vreau să o prezint și apoi vreau să vorbesc despre împrumuturi, pentru că știu că în dezbatere publică a apărut toată acest interes pentru împrumuturile pe care le face România pentru a acoperi deficitul. Înțeleg că la prezentare s-a strecurat o greșeală și atunci vom primi o variantă updatată. Dacă o avem, o avem pe cea nouă. Dacă avem pe cea nouă, atunci o să încep cu execuția bugetară pentru anul trecut. Anul trecut s-a terminat cu un deficit bugetar de 4,6%, puțin peste ceea ce estimam la rectificarea din noiembrie. Și aici avem evoluția și vreau să se vadă exact de unde vine această diferență. Primul am vrut să vă arăt care este diferența față de legea inițială, așa cum a trecut prin Parlament, pentru că de acolo va vin toate problemele în 2019. Prin Parlament, legea a trecut cu venituri de 33,5% din PIB deci și cheltuieli de 36,3% din PIB. La final, execuția bugetară a fost în linie cu ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimii ani în România cu veniturile, 30,9% din PIB, 31%, deci nu a fost nicio surpriză acolo, dar la cheltuieli s-au păstrat cheltuielile. Deci, ceea ce vă spuneam și v-am spus din primul moment de când am preluat acest mandat, că veniturile au fost supraestimate în buget în 2019, tocmai pentru a diminua artificial deficitul bugetar la începutul anului. Dar era clar că de la începutul anului se știa că acest deficit și am și prezentat documente interne care arătau că deficitul bugetar o să fie în jur de 4%, peste 4% în timpul acestui an. Putem să mergem la următorul slide. Veniturile bugetare, ce s-a întâmplat în timpul anului, cum au fost și veți primi această informație, veți primi broșura, o veți primi noastră ca să puteți să o aveți pentru documentare. Veniturile bugetare, componența, iarăși legea inițială versus execuție, au fost estimate venituri în legea inițială mai mari, venituri fiscale, contribuția asigurării sociale și aici unde au apărut problemele pe fondul UE și mai sunt câteva pe cele venituri fiscale. Dar am vrut să vă arăt cum arăta de fapt ceea ce propunea legea inițială anul trecut, guvernul PSD, și de fapt execuția care este similară cu cea din 2018. Și era normal, fără să faci o reformă a ANAF, fără să faci mișcări, fără să iei măsuri care să-ți crească colectarea, nu aveai de unde să iei. Structural nu s-a schimbat nimic și de aceea structural nu aveai cum să ai rezultate mai bune. Dacă putem să mergem la următorul slide. Ok, asta e aici partea pe cheltuieli. Și aici este foarte important. Acolo este o mică greșeală la cheltuielile personale sunt 0,2. Se modifică, veți vedea în raport care este structura. La cheltuieli, foarte interesant de observat, că față de legea inițială au crescut cheltuielile cu cheltuielile personal, asistență socială, bunuri și servicii, parcă, și au scăzut cele din dobânzi, investiții. Deci în timpul anului au fost luați banii de la cheltuielile cu de la investiții, la dobânzi s-au făcut economii și v-am arătat asta în ultima parte a anului în special, și s-au dus către cheltuieli cu salarii și asistență socială. Și aici aveți iarăși structura, cum au fost cheltuielilor, legea inițială față de execuție. Am pus aceste informații pentru a vă arăta că, de fapt, la cheltuieli, atunci când construiesc bugetul, cheltuielile sunt în lege, e foarte greu să le modifici. Se declar că am pornit cu o lege inițială de 36,3% și din PIB și am ajuns la 35%, deci nu, cheltuielile sunt rigide. Partea de venit este cea pe care o estimezi. Și dacă o supraestimezi, se întâmplă ca anul trecut. De aceea, bugetul pe anul acesta este
construit pe un model conservator care ține cont de structura economiei, pe care nu poți să schimbi peste noapte. Nu poți să schimbi din pix, nu poți să aduci venitul la buget din pix mai mare peste noapte. Și de aceea și anul acesta avem o structură a veniturilor care nu depășește cu mult veniturile colectate sau încasate anul trecut, pentru că ținem cont de structura economiei. Puteți să mergem și la următorul slide? Ok. Acum ajungem la partea de execuție, în special noiembrie și decembrie. Și aici aș vrea să semnalez două lucruri. V-am arătat că în timpul anului banii au fost luați de la investiții și dus către cheltuielile de salarii și asistență socială. În noiembrie am inversat acest trend. În noiembrie am plătit facturile și am cheltuit banii pentru investiții. Și vedeți clar că în noiembrie s-au cheltuit banii pentru investiții și 6,4 miliarde și 10,4 miliarde. Acolo jos ar fi trebuit să scrie noiembrie și decembrie, iar o eroare, cred, acelor care au făcut acest grafic, dar se vede clar că ultimele două luni am cheltuit banii care trebuiau abrutit facturile pentru investiții. Și am anunțat asta din primul moment. Și aici este o chestie care trebuie explicată și trebuie să fim foarte clari. Noi nu putem să cerem de la societate, de la economia privată, conformare voluntară, atât timp cât noi nu, ca stat, nu ne comportăm normal, nu plătim facturile. Nu poți să ceri de la agentul economic să fie corect când tu nu ești corect ca stat. Și ceea ce vezi în decembrie și în noiembrie anul trecut reprezintă un stat normal. Au fost facturi acumulate ani de zile, au fost neplătite și am plătit acele facturi. De aceea, filozofia noastră este să ne comportăm cu agenții economici, să fim un partener corect, transparent, pentru că acest lucru se va întoarce și din partea cealaltă. Nu putem să fim incorrect, să abuzăm de poziția de stat și apoi să cerem de la agenții economici să fie ei să fie conformare voluntară, să-și plătească taxele la timp. Dar majoritatea, vedeți, acolo se declar, pe ultima sută de metri a fost salvată situația investițiilor. Altfel ar fi arătat ca în anii anteriori, când în buget au fost alocați peste 4% din PIB pentru investiții, dar execuția ți-a arătat 2% din PIB, pentru că banii erau luați în timpul anului și duși către alte destinații și nu se plăteau facturi. Iarăși era un mod de a reduce artificial către final de an deficitul, nu plăteai facturi și lăsai sectorul privat, dădeau faliment, asta e treaba lor. Noi nu facem acest lucru, suntem un partener corect al sectorului privat. Următorul slide. Așa. Și aici, cred că asta este ultimul slide pe această parte a prezentării. Ce s-a întâmplat? Estimarea noastră a fost la rectificare, știți foarte bine, de un deficit bugetar de 4,4% din PIB. În ultima lună am avut câteva elemente pe care nu le-am putut estima. În primul rând a trebuit să țingem o obligație financiară, rezultatul într-o hotărâre judecătorească. Știți foarte bine, a fost un caz, așa mi-a zis frații Micula, acea datorie a trebuit să fie o plătim, a fost execuție, a fost o hotărâre judecătorească, trebuia să o plătim. Deci aici a fost o surpriză care este responsabilă pentru această plată cu aproape 0,1% din PIB, deci puncte procentuale. Cealaltă surpriză neplăcută, în buget au fost incluse veniturile de la companii. Noi am estimat că vom încasa, nu ar fi trebuit să existe această surpriză, că vom încasa aceste venituri din dividende de la companii, dar am avut o surpriză, 1,3 miliarde nu au fost încasați. Sunt câteva companii și acolo vă spun că vom trimite și echipa de control economic și financiar, pentru că acolo sunt câteva neclarități. Dividendele apar pe hârtie, dar apoi când încerc să le colectez, nu sunt de fapt dividende, sunt altceva. Și atunci trebuie să clarificăm această situație. Deci acestea au fost cele două surprize. Bineînțeles, iarăși cheltuieli suplimentare, în special capital și comunitățile administrative teritoriale. Știți foarte bine că a trebuit să facem două alimentări din fond de rezervă pentru primării, pentru OAT-uri, pentru cheltuieli de funcționare.
Pentru că acestea, primăriile au fost, iarăși veniturile au fost supraestimate anul trecut și au rămas în ultimele două luni de zile fără bani de salarii, fără bani pentru persoane cu, pentru societări cu handicap și așa, și toate aceste situații. A trebuit să plătim aceste diferențe, au fost în ultimele două luni de zile. De aici au apărut aceste surprize și depășirea țintei de deficit estimat. Prezentarea o veți avea, sunt câteva erori acolo, dar astăzi, în timpul zilei, va fi publicată execuția bugetară. Începând de astăzi, execuția bugetară lunară va fi însoțită de un raport care explică execuția, un raport lunar. Așa cum există și la Banca Națională și așa cum există la toate ministerele de finanțe din lume, un raport lunar care explică execuția bugetară. Nu vom manda doar anexele unde veți vedea datele, va fi și un raport care explică cum au evoluat lucrurile și de unde vedem noi, unde vedem probleme. Deci asta este partea cu execuția bugetară. Vom mai discuta despre asta, dar vreau să știți de unde vine această depășire de 0,2 puncte procentuale pe final de an. Două lucruri pe care nu le-am putut estima și nu au putut să fie evitate. Acum aș vrea să trec la partea care am văzut că a făcut, s-a discutat foarte mult în ultima perioadă despre împrumuturile pe care le face Ministerul Finanțelor Publice. Și mi se pare un subiect exagerat, în primul rând. Pentru că o țară ca România, care are deficit bugetar, trebuie să se împrumute. Dar ar trebui să clarificăm și acest lucru și de asta sunt astăzi aici, să vă dau și cifrele. Și să începem, în primul rând, cu informația pe care, din motivele contactelor pe care avem cu cei cu care am emis obligațiunea de săptămâna trecută, nu am putut să vorbesc despre emisiunea de obligațiuni din 21 ianuarie pe piețele internaționale. Acolo, da, ne-am împrumutat pe piețele internaționale și astăzi pot să vorbesc despre acest împrumut la 12 și la 30 de ani. Am împrumutat 3 miliarde de euro. Partea bună este că la 12 ani am împrumutat la cel mai redus cost din istorie pe piețe internaționale, la 2%, și la 30 de ani am împrumutat cu 1,75% mai ieftin decât s-a împrumutat guvernul anul trecut. Și am și calculat cam cât ar însemna, și apoi o să vorbim, toți vorbim de împrumuturi astăzi, dar vreau să vă dau această informație, economii la buget doar din aceste două emisiuni sunt împreună. O să, informația este deja la Comisia Economică de la Senat, de 22 de milioane de lei, doar pe aceste două împrumuturi au fost economii. Deci doar în aceste emisiuni s-au economisit de euro, 22 de milioane de euro, doar în aceste emisiuni. Deci am împrumutat mai ieftin față de ce se împrumuta până acum. Și acum să vorbim de împrumuturi. În ultimii 3 ani de zile, guvernul PSD s-a împrumutat aproape 230 de miliarde de lei. Fiecare an se împrumuta de pe piața internă și am iarăși cifrele aici. 41 de miliarde s-a împrumutat în 2017, 48 de miliarde în 2018 și până am venit eu la minister în noiembrie s-a împrumutat 43 de miliarde de lei. Deci de pe piața internă. Astea au fost împrumuturi făcute de PSD în ultimii 3 ani de zile. Dar am mers și pe piețe internaționale PSD în ultimii 3 ani de zile. S-a împrumutat în euro în 2017 2,75 de miliarde, în 2018 s-a împrumutat în euro 2 miliarde și în dolari 1,2 miliarde, iar anul trecut s-a împrumutat 5 miliarde de euro pe piețele internaționale. Problema nu a fost că s-a împrumutat și eu am tot discutat despre aceste împrumuturi în ultimii ani. Nu faptul că s-a împrumutat, faptul că se împrumuta la dobânzi în creștere de un an la altul. Acum, de ce a trebuit să se împrumute PSD sumele acestea, 230 de miliarde aproape în ultimii 3 ani de zile? Pentru că a crescut deficitul în fiecare an. Și acum să vă dau câteva cifre de cum arăta situația înainte să vină PSD și cum a evoluat deficitul bugetar în guvernarea PSD. Pe la 10 luni, în 2016, deficitul arăta ca 1 miliard de lei. În 2017, la 10 luni, 10 miliarde de lei. În 2018, la 10 luni, vreo 20 de miliarde de lei. În 2019, când eu am venit la 10 luni, 29 de miliarde de lei. Acești bani au trebuit finanțați de fiecare dată. Când ai un buget cu deficit, trebuie
să-l acoperi de undeva, trebuie să te împrumuți. Deci asta a fost o politică pe care a făcut-o PSD. Problema a fost că în fiecare an s-a împrumutat mai scump. Când PSD a preluat guvernarea, dobânzile erau 0,87%. Gândiți-vă, erau sub 1% pe termen scurt și 2 și ceva pe termen lung. Au ajuns cu dobânzi de 5%. Noi ne împrumutăm, începând din noiembrie, când am preluat această guvernare, în fiecare lună mai ieftin. Iar fiecare împrumut pe care l-am făcut pe piețe a fost mai ieftin. Anul trecut au fost economii de aproape 6 de milioane de lei la buget, la dobânzi, poate puțin mai mari, nu am exact cifra acum. Iar de la începutul anului, fiecare împrumut pe care l-am luat a fost mai ieftin decât ce era piața la momentul respectiv, deci reușim să ne împrumutăm în timp real mai ieftin decât piața și mai ieftin decât am împrumutat în decembrie. Asta arată clar că investitorii au încredere în ceea ce face acest guvern și ceea ce a făcut până acum și modul în care comunică acest guvern. Dar despre împrumuturi am comunicat și suntem foarte transparenți. Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice există necesarul de împrumut de la începutul anului publicat pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Am spus de ce avem nevoie de acești bani, ca în fiecare an. O parte sunt pentru deficitul bugetar, care e mai mic decât anul trecut, decât execuția anul trecut, arată că vrem să corectăm aceste lucruri și de aici și încrederea investitorilor, când vii cu un guvern care îți arată că, este, că vrea să reducă deficitul și îl reduce, ai încredere și dobânzile scad. Deci, avem această încredere a investitorilor, 40 de miliarde deficit bugetar și restul plătim ceea ce vine din urmă. Avem la scadență împrumutul luat în trecut. Dacă ai avea deficit, dacă ai avea un surplus bugetar, nu ai avea nicio problemă. Plătești din surplus împrumutul și la revedere. Dar dacă nu ai și dacă ai deficit și ți-a venit un împrumut la scadență, trebuie să plătești împrumutul. De unde îl plătești? Din alte împrumuturi. Dar ceea ce facem noi este că plătim împrumuturile vechi luate la dobânzi astronomice de PSD cu dobânzi mai mici și încercăm să optimizăm astfel. De aceea este important și dacă vrem să reducem datoria publică, să reducem numărul împrumuturilor, să țintim un echilibru bugetar. Doar atunci poți să reduci datoria publică când ai echilibru bugetar. Deci ceea ce noi împrumutăm astăzi, o parte reprezintă deficitul bugetar pentru 2020, și o parte reprezintă ceea ce vine din urmă. Și v-am arătat cum a crescut deficitul bugetar în ultimii 3 ani de zile. Responsabilitatea guvernului din ultimii 3 ani de zile o vedem astăzi, pentru că trebuie să plătim aceste împrumuturi, deși noi reușim să ne împrumutăm mai ieftin. Și iarăși trebuie să înțelegeți ce facem cu acești bani. Păi în fiecare lună plătim în jur de 11 miliarde de lei salarii, nu, 11 miliarde de lei pensii și ajutoare sociale, în jur de 11 miliarde de lei, 10 miliarde de lei aproape salarii, 4 miliarde de lei medicamente și alte bunuri și servicii și 1 miliard de lei, acestea sunt capitolele mari, mai sunt și alte capitole, 1 miliard de lei plătim subvenția în avans pentru agricultură pe care o preluăm mai târziu. Știți foarte bine că nu există o... noi plătim salariile lunar, dar veniturile la buget nu au aceeași frecvență. Și de aceea este nevoie de a să împrumutăm ca să putem să plătim. Dacă, nu, și nu vom mai discuta despre împrumuturi, atunci când vom avea un surplus la buget. Și acesta este obiectivul și am și vorbit despre asta de foarte multe ori. Obiectivul este să mergem către echilibru bugetar. Ai echilibru bugetar, poți după aceea să începi să plătești din datorie din urmă, reduci datoria publică și altfel vorbești, altfel arăți pe piețele internaționale. Această strategie pe care a aruncat-o PSD asupra României în ultimii ani, de a crește deficitul, să spună, lasă că și alții au deficite. Și este ok să ai deficit, este o strategie care te aruncă într-un colț de unde nu poți să mai ieși. Vezi, acolo rămâi cu dobânzi mari și cu faliment. De aceea a și crescut inflația în ultimii ani. Pentru că lumea nu avea încredere în această guvernare. Sper că am reușit și sunt sigur că vom mai fi, sper să nu mai fie întrebări, dar dacă mai sunt, revin și explic de ce ne împrumutăm, la când ne împrumutăm. Dar, repet, doar acel împrumut pe care l-am făcut anul acesta internațional a însemnat o economie de bani. Asta înseamnă, acest test al investitorilor contează foarte mult pentru acest guvern, care este un guvern tânăr. Are doar 2 luni de zile și a primit această încredere a investitorilor. Niciun guvern PSD nu a avut asta. Uitați-vă în ultimii 3 ani de zile, din primul moment, guvernul PSD s-a împrumutat cu dobânzi din ce în ce mai mari. Să ajungi de la 0,87 la 5% în 3 ani de zile este o performanță pe care nici performanță de ghilimele ar trebui să o imputăm la guvern și românii au penalizat acest lucru schimbând guvernul.
Deci acestea au fost cele două teme mari pe care vreau să le, să le anunț și să vorbim. Bineînțeles, sunt aici și pentru întrebări. Mai este un subiect pe care l-am prezentat și aseară într-o emisiune TV și vreau să-l readuc în discuție. Ieri am încercat să aflu mai multe informații despre execuția bugetară a primăriei București, municipiului București și despre companii. Și am aflat că nu s-a mai făcut un control, ceea ce este foarte ciudat, la primăria București de vreo 10 ani de zile. Nu știm cum au fost cheltuiți acei bani, cum au fost, unde s-au dus acei bani, dacă acei bani au fost sifonați. Și vă spun de ce am vrut să știu acest lucru. Pentru că anul trecut, deși subvenția la buget pentru, este de la buget pentru încălzire, pentru termoficare, primăria București s-a împrumutat pe 20 de ani aproape 500 milioane de lei din trezoreria statului. S-a împrumutat pe 20 de ani, deși ar fi trebuit să aibă banii în buget pentru subvenție. Ce s-a întâmplat acolo? Unde sunt banii de subvenție? De aceea am vrut să aflu. Am aflat că nu s-a mai făcut o inspecție, un control financiar la primăria București de 10 ani de zile. Este o coincidență bizară. De 10 ani de când e condusă de PSD, nu s-a mai făcut niciun control la primăria București. Eu vă spun un lucru. Ministerul Finanțelor Publice are în atribuții controlul asupra tuturor instituțiilor și companiilor de stat. Modul în care banii sunt cheltuiți mă interesează foarte mult și interesează și pe români. Vrem să știm dacă banii și aceste deficite bugetare pe care azi trebuie să le acoperim din împrumuturi făcute în ultimii ani, au fost folosiți banii, au fost folosiți interesul românilor sau au ajuns în buzunarele celor de la PSD. De când începeți acest O să termin și după aceea facem și... Deci, toate companiile de stat și instituțiile publice sunt în atribuția Ministerului Finanțelor Publice să vedem cum au folosit banii. Vom începe, și ca să vă și răspund, ieri am avut discuții cu echipa care va face acest lucru. Facem un calendar în acest moment. Am două echipe, am și corpul de control și inspecția economică financiară și vom face un calendar. În primul rând, mergem acolo în zonele în care deja știm din spațiul public. Și ați văzut, de fiecare dată când am spus că vreau să evaluez un program făcut de PSD în ultimii 3 ani de zile, am fost acuzat că vreau să opresc programul respectiv. Imediat îi vedem pe cei de la PSD că sar ca arși atunci când vreau să controlez ceva. De ce oare? Dacă nu este nimic de ascuns, foarte bine, să facem o evaluare, să vedem dacă banii folosiți prin programul, nu știu, orice program, vreți să nu vă mai dau niciun nume, că iarăși apare că vreau să-l opresc. Prima casă, apropo, era ok, doar că am spus că vreau să-l evaluez, a apărut în presă că vreau să-l opresc. Dar avea și plafon, am și semnat hotărârea de guvern, dar trebuie să evaluezi banii folosiți de banii publici folosiți, trebuie să știm cum au fost folosiți. Trebuie să știm dacă banii au fost unde trebuie sau au fost folosiți în interes și folos personal. Altfel, putem să facem programe și sperăm că toate funcționează. Sunt doar câteva programe pe care le-am văzut din bani publici care, unde statul pune un leu și ia înapoi economia, ia înapoi un leu și 10 bani sau un leu și 30 de bani. Majoritatea programe pe care le-am văzut, bagi un leu și ia înapoi 20 de bani. Ei, acolo trebuie să întrebăm dacă există. Dar asta voi face cu toate programele, să vedem cum au fost folosiți banii. Și v-am spus, calendarul este în curs de pregătire. Ieri am început acest demers. Acum sunt la dispoziția noastră pe cam 10-15 minute pentru întrebări. Da. La ce companie ați găsit probleme cu dividendele? Cred că Hidroelectrica nu a plătit dividendele, dar trebuie să verificăm. Da. Hidroelectrica a plătit dividende suplimentare a GUS de conforturi proprietate așa Trebuie să verific dacă e Hidroelectrica. Cred că trebuie să dea puțin mai mult și nu au dat că trebuie. Asta era informația, dar o să verific. Programul prima casă. De detalii, vă rog. Păi nu am ce să fac cu programul prima casă. Programul prima casă are plafon de 2 miliarde de lei. Funcționează. Doar să vreți să spuneți care este rezultatul, ce se va întâmpla cu evaluarea. Exact. Putem să vorbim după ce... Nu pot să vă spun concluziile înainte. Nu pot să vă spun concluziile înainte unui program. N-am cum să vă dau concluzia. Nu mă gândesc la nimic. Deocamdată, eu cred că v-am spus că trebuie să facem o evaluare a tuturor programelor. Nu doar prima casă. Toate programele cu bani de la buget.
Să vedem cum au fost cheltuiți acești bani. Asta este tot. Nu doar primările. Toate programele trebuie să evaluate și, bineînțeles că sunt și primării, banii de la buget sunt distribuiți prin mai multe vehicule. Noi să vedem că ajung acolo unde trebuie să ajungă, așa cum au fost construite programele. Și ca să faci evaluare, o punești de la modul în care a fost construit un program și vezi dacă ceea ce s-a propus prin acel program să se atingă, s-a atins sau nu. Deci rămâne în formă actuală fără limită de venituri, fără ce a propus. În acest moment nu s-a schimbat nimic, prima casă funcționează așa cum este, nu s-a schimbat nimic. Dacă după evaluare și după discuție și cu Banca Națională și cu actorii din piață, va ajunge la o concluzie că trebuie modificate criteriile, le vom modifica. În acest moment nu se modifică nimic, funcționează la începutul anului, plafoanele au fost aprobate în 2016. Pentru prima casă. Nu există niciun fel de discuție acolo. Știți foarte bine că anul viitor plafoanele aprobate sunt de 1,5 miliarde de lei. Așa au fost. 2,5 miliarde, 2 miliarde, 2 miliarde, 2 miliarde, 1,5 miliarde. Astea sunt, nu am intervenit supra acest program sau nu am intervenit asupra niciunui program. Dar putem să le evaluăm. Da. Ne puteți spune cât ați colectat în noiembrie și decembrie față de țintă și de ce a fost oportună plata aceea pentru avioane? Nu a fost pentru avioane, a fost pentru rachete. Iertați, rachete. Plata a fost oportună pentru că era un contract făcut de guvernul anterior și a venit factura. Iar eu sunt obișnuit, cred că dumneavoastră este sectorul privat, sunt obișnuită, că atunci când vine o factură, să o plătești, nu să o amâni. Mai ales că era o factură cu un partener strategic pentru interes național, nu era orice factură. De aceea am plătit-o. Nu am plătit-o că am vrut eu. A venit, a fost prima factură pe care am primit-o când am ajuns la minister. Și trebuia să o plătesc. Și de venituri? Veniturile... Față de țintă. Ne puteți spune cât ați colectat? Da, avem aici în raport, nu știu pe de afară. Raportul să fie publicat astăzi, dar cred că la impozitul pe profit a fost mai mult decât estimat și la... și cam atât. În rest... nu au fost miracole în ultima lună de zile, să știți, dar la impozit pe profit a fost, cred, mai mult decât estimat. Despre informatizarea ANAF, ce ne puteți spune? Știți foarte bine că am anunțat raportul, documentația, de fapt, pentru CSAT este în curs de definitivare, deci ar trebui cât de curând să o propunem celor la CSAT. Am cerut și astăzi instituțiilor interne care se ocupă cu informația ANAF să-mi spună care este, cum progresează. Nu am vești foarte bune pe și de aceea trebuie să forțăm pe partea cealaltă. Legat de evaluările pe care le-ați făcut. Dacă astăzi se votează în Parlament eliminarea pensiilor speciale, da. Dați garanția faptului că de la 1 august vor fi dublate alocațiile așa cum s-a votat inițial în Parlament sau nu veți avea nici atunci banii necesari? Pentru că spuneați că dacă vor fi eliminate pensiile speciale, atunci banii se pot duce către alocații. Eu nu am spus că garantez nimic, în primul rând. Al doilea rând, dumneavoastră faceți legătura între cele două, nu este nicio legătură între cele două. Dar depinde ce înseamnă eliminarea pensiilor speciale, pentru că la pensii speciale sunt mai multe categorii. Și nu știu cum va ieși proiectul de lege din Parlament. Dacă este doar cu eliminarea pentru, să rămână pensii speciale pentru militari și pentru magistrați, atunci suma pe care o economisim, nu mai plătim acolo, a trebuit să fie de 1 miliard, dar, atenție, trebuie să dai și niște pensii și acolo. Deci, până la urmă, și persoanele care nu vor mai avea pensie specială, au contribuții și atunci trebuie să vedem pe net care este diferența. Suma necesară pentru dublarea alocației este de 70 miliarde și ceva. Diferența este mult mai mare decât ar trebui să eliminăm și pensiile militarilor speciale și magistraților și atunci ar fi am putea să facem această dublare, dar nu se dorește acest lucru, nu avem cum să eliminăm pensiile speciale militarilor. În justiție, bineînțeles că este o discuție despre modul în care se calculează pensiile, dar nu despre existența pensiilor speciale, deci sunt mai multe lucruri. Depinde cum este proiectul din Parlament și putem să discutăm după aceea. Nu, dar stați puțin. Eu vă spun că eu caut soluții pentru a respecta legislația în vigoare. Întotdeauna asta fac la minister.
Ați anunțat o evaluare a tranzacției dintre Exim Bank și Banca Românească, până la urmă tranzacția s-a făcut și am înțeles de la domnul Traian Halalai, a dat o declarație că s-au plătit 61 de milioane de euro, dar în presă au apărut informații că suma s-a ridicat la vreo 300 de milioane de euro, tot cu datorii. Ce ne puteți spune? Cât a fost de fapt plata și cum ați evaluat până la urmă? O să facem, cred, trebuie să facem despre Exim Bank și acea tranzacție, vom face o conferință presă special, dar... Ce vreau să vă spun este că tranzacția n-aveam cum să o aprob eu, tranzacția a fost făcută, era parafată când am venit eu. Eu vorbesc despre fuziune. Fuziunea nu este încă aprobată de Ministerul Finanțelor Publice și vă spun că la fuziune mă gândesc, dacă rămâne această formă acolo, sunt mai multe lucruri de discutat. Pentru că, până la urmă, această fuziune între o companie care, o bancă de stat care nu a avut activitate pe piață de retail și o banca de retail care a acționat în piața românească cu bune și rele în ultimii ani de zile, este complicat de făcut. Și aici ai nevoie de expertiză, experiență, putem să discutăm mai mult despre asta, voi avea o conferință specială. Dar fuziunea nu este aprobată încă, doar tranzacția. Tranzacția a fost acel preț pentru... Dar mai este și un împrumut care a fost să fie luat și să plătească un împrumut în partea cealaltă. Nu pot să vă dau toate cifrele acum, dar așa cum v-am promis, acum o să avem o conferință presă special pe Exim Bank și poate și pe CEC. Cu CEC, așa cum am spus, doresc foarte mult să atrag experiența celor de la BERT și AFC în a restructura astfel de instituții. Și asta înseamnă că va trebui să facem un due diligence al situației actuale, a trebuit să schimbăm puțin guvernanța, pentru că vrem o guvernanță transparentă. Nu vă ascund, deci, că vreau ca CEC și Exim să fie doi competitori reali pe piață pentru celelalte companii, pe celelalte bănci. Nu vreau, pe mine nu mă interesează doar activele, să ne uităm ca active unde suntem. Mă interesează profitabilitatea, mă interesează produsele. Astea nu sunt competitori reali pentru celelalte bănci din sistem. Și mi se pare iarăși un lucru interesant ca o bancă din primii 10, cum este CEC, să nu fie dealer primar. Astăzi în România, când au rămas doar 7 dealer primari. Și nu am auzit de la CEC și nici la președintele CEC, de la nimeni nu am auzit, să spună că este un obiectiv. Ceea ce este inadmisibil după ce statul te capitalizează cu 950 de milioane de lei, să nu faci demersurile să fii dealer primar. Și vom mai vorbi despre CEC și despre Exim Bank. Nu a fost nicio schimbare la CEC până în acest moment. Mi-au apărut câteva informații despre situații de incompatibilitate pe care trebuie să le rezolv. Dar încă nu a fost făcut. Țara noastră urmează să intre în zona gestiune în următoarea perioadă, peste un an? Aveți nu. Deci, nu. România, chiar dacă România, așa cum am construit bugetul, riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este foarte, 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 foarte mic, aproape de zero. Am construit un buget conservator, care are mai mulți bani alocați câte investiții, dar investiții care se pot face. Și asta înseamnă că în acest an ne așteptăm ca o contribuție mai mare la creșterea economică să vină de la investiții și nu de la consum. Și am spus asta și în strategia fiscal-bugetară, modul în care am selectat proiectele. Deci nu mi este teamă nici de o încetinire globală, România este ok, iar încrederea investitorilor au fost acel, când am ieșit pe prezentare naționale, au fost 12 miliarde de euro oferiți pentru România, iarăși un maxim istoric. Asta arată clar că, ok, poate eu nu mă pricep la ce se întâmplă la nivel global și cu România, dar este inteligența colectivă, nu? Investitorii au mai multă inteligență decât o am eu sau altceva și toți au avut încredere să vină cu 12 miliarde de euro către România. Este clar că România merge într-o direcție ok. Asta după ce, cu câteva luni înainte, ne ocoleau. Iar anul trecut, la 30 de ani, am împrumutat la 4,65 parcă. Deci, gândiți-vă că situația este, nu trebuie să-mi las mie ceea ce spun eu. Uitați-vă cum ne evaluează investitorii străini și evaluarea cea mai simplă o vedem la evoluția dobânzilor, care scad în fiecare lună. În ce măsură, mă scuzați?
Aici, zona euro depinde de foarte mulți factori. Eu vă spun că după ce a fost distrusă economia în ultimii ani, deci structural, cu aceste deficite și cu această structură a bugetului, unde două treimi din buget se duc pe cheltuielile pensii sau ajutoare sociale, va fi un obiectiv ambițios, o provocare foarte mare pentru acest guvern să ajungă în 2024 la zona euro. Dar trebuie, România nu are cum să evite aderarea la zona euro, este un obiectiv pe care nu l-am asumat, dar ca să ajungi la zona euro trebuie să reduci inflația, dobânzile, să ai o structură mult mai flexibilă a economiei. În ultimii ani, toate aceste dezechilibre macro, cu deficitul cont curent, deficitul comercial, inflația, deficitul bugetar, toate au crescut. Nu ai cum să vorbești de zona euro când distrugi economia. Și aici am tot spus de acest discurs duplicitar al celor la PSD, care ne-au aruncat acea comisie euro în față, dar cu măsurile pe care le luau ne îndepărtau de zona euro. Nu. Ca să ajungi la zona euro trebuie să arăți disciplină fiscală. Și asta vreau să fac, vreau să arăt disciplina fiscală în perioada următoare. În ce măsură deficitul mai mare de anul acesta, în ce măsură deficitul mai mare de anul trecut va afecta execuția bugetară din anul acesta, având în vedere că veniturile sunt estimate cam la același nivel și majoritatea analiștilor așteaptă o și mai mare încetinire a economiei? Și în ce măsură deficitul mai mare de anul trecut se datorează unui PIB mai mic? Deficitul de anul trecut, acum, corecția ar părea foarte mare dacă ne-am gândit că deficitul de anul trecut este unul care n-ar fi avut elemente one-off, nu? Care s-au întâmplat, se întâmplă o singură dată. Dar corecția nu este așa mare, pentru că anul trecut, așa cum am arătat, am plătit foarte multe facturi din urmă. Aceste lucruri nu se vor mai întâmpla. Anul acesta plătim facturi la timp, deci acest deficit de 3,6 din PIB este estimat conservator, pe partea venituri conservator. Nu am pus nimic, dacă am avea surprize pozitive din colectare, nu sunt puse în buget, așa cum se punea un an trecut. N-am pus așa ceva. Iar pe partea de creștere economică, am fost, la momentul când a apărut strategia fiscal-bugetară, ne-am uitat și la estimările făcute și de Comisia Europeană și de FMI și cam toate sunt în jurul acestei cifre. Deci nu pare că, poate că s-au înrăutățit după aceea, dar nu au legătură cu România. Deci această reducere a deficitului nu este una foarte mare ca să nu poată să fie atinsă. Industria este în contracție de un an de zile, corect, și totuși vedem că economia nu a clacat, mai ales anul acesta revenim pe partea de investiții. Deci anul acesta sunt proiecte investiții, sunt 50 de miliarde de lei în buget care trebuie să făcuți pentru investiții. Deci vom susține pe partea aceasta creșterea economică. Mai domnule am ministru, pentru... o întrebare vă rog. Nicio modificare pentru cod fiscal în 2020. Domnule ministru, am o întrebare. Obiectivele pentru anul acesta sunt, o secundă, obiectivele pentru anul acesta sunt de a menține echilibrul bugetar, stabilitatea economică, de a pregăti economia pentru perioada următoare când va trebui să facem niște reforme. Deci anul acesta sunt doar de a stabiliza situația economică și a elimina sau a curăța economia de lucruri care au fost implementate anul trecut și au efecte negative în economie. Domnule ministru, cum a fost ordonanța 114, de exemplu. Direct, mai aveți bunici? Dacă mai aveți bunici în viață? Nu. Nu credeți că, să zicem așa, cu onestitatea care vă caracterizează și cu responsabilitatea funcției dumneavoastră, ar trebui să le spuneți cu subiect și predicat celor 4 milioane de bunici sau părinți care sunt acum la pensie, ce se va întâmpla cu pensia lor de la 1 septembrie? Crește punctul de pensie, domnule ministru, cu 40%, da sau nu? Aș vrea un răspuns concret, da sau nu? Da. Să știți că bunicii mei au fost niște oameni foarte onești și au trăit la țară toată viața. Niciodată nu mi-au cerut niciun ban și au muncit cu ceea ce au avut tot timpul. Chiar dacă comuniștii le-au luat proprietățile, unii dintre ei au fost chiar în pușcărie, și încă au stat ani de zile după aceea, 30 de ani de zile, să-și recupereze proprietățile. Niciodată nu am auzit pe bunicii mei să mă întrebe ceva de bani, întotdeauna s-au descurcat singur. Dar pentru restul românilor, le spun ceea ce spun de la începutul acestui an. Banii pentru creșterea, pentru legislația în vigoare, pentru pensii, pentru salarii, sunt în buget. Deci, dați-mi voie să răspund. Da? Banii sunt în buget.
În februarie, acum veți vedea că în sectorul bugetar vor crește salariile, chiar dacă eu, ca să fiu o chestie directă, am înghețat salariul meu și al demitarilor și al celorlalți aleși locali. Dar salariile celorlalți bugetari vor crește, banii sunt acolo. Așa cum am inclus banii pentru salarii, așa am inclus banii și pentru pensii. Nu văd altă discuție, alte lucruri despre pensii să ai, pentru că banii sunt în buget. Este matematică elementară. Domnule ministru, atunci spuneți da. Nu, deci încă o dată. Banii da, sunt va fi în buget. Creșterea de 40%. Atât vrem să auzim de la dumneavoastră. Nu, eu vă spun, noi, eu vă spun ceva mai puternic de atât. Eu vă respecta legislația în vigoare. Și dacă legislația se schimbă deci în deci eu vă spun ceva mai puternic. Din poziția de ministru al finanțelor. Ce vă respecta legislația în vigoare? Deci este mult schimbă, mai puternic decât orice altă discuție. Când un ministru spune că respectă legislația în vigoare, are o importanță mult mai mare, pentru că de asta suntem aici, să respectăm legislația în vigoare, nu să modificăm legea, să facem cum au făcut cei în trecut, să luăm banii de la investiții și să-i ducem către pensii, aici să aruncăm economia în aer. Spuneați mulțumesc mult de tot, dacă nu mai sunt bani, alte întrebări, nu vă cer bani, domnule ministru, adică cer un drept al lor. Să termine colega și după aia. M-ați auzit? Da, v-am auzit. M-ați intrat direct despre bunicii mei și v-am spus despre ei cum au trăit. Asta credeam că vă interesează. Asta credeam că vă interesează dacă păi m-ați întrebat de bun. Păi este legislație și oamenii așteaptă niște răspunsuri. Și v-am spus acest lucru. Ce s-a spus? Nu. Ați avut două întrebări despre bunicii mei. V-am spus că mai trăiesc și v-am spus cum au trăit ei. Am crezut că asta vă interesează. Eu nu am crezut că aveți o întrebare doar așa să faceți mișto de mine, să mă întrebați de bunicii mei și apoi să vă duceți în altă direcție. Nu, s-a spus. Exact. Și eu v-am spus. Și eu v-am spus. Da. Să fie și majorare de alocații, nu există nicio discuție în acest moment despre pensii. Banii sunt la buget, nu stăm să discutăm despre așa ceva. Avem multe alte lucruri de făcut. Trebuie să vorbim de investiții, trebuie să vorbim de investitori străini, trebuie să vorbim de cum corectăm problemele, trebuie să vorbim de banii care au fost furați în ultimii ani de 3 ani de zile la buget și unde s-au dus. Dacă acei bani nu ar fi fost furați, poate că am fi fost într-o situație mai bună astăzi și puteam să triplăm și salarii și pensii dacă se putea. Banii au fost furați în ultimii ani. Trebuie să vedem unde s-au dus. Astea sunt lucruri foarte importante de rezolvat. Ceea ce privește pensii, salarii, banii sunt în buget. Spuneați aseară și de o posibilă eșalonare, că ar fi o discuție. Nu am spus, nu am spus așa ceva niciodată. Vă completez după aceea. Spuneați că rămâneți totuși la aceeași gândire, că respectați legea. Ați spus că există o discuție. Nu, există discuția la Ministerul, la Banca Națională și la Consiliul Fiscal. Nu este la noi. Deci discuția nu este la noi. Și dumneavoastră cum vedeți această posibilitate? O posibilă eșalonare? Dacă eu vă spun că nu este discuția la noi, înseamnă că v-am spus cum o și văd. Deci este doar părerea Consiliului Fiscal și părerea Băncii Naționale, pe care nu o veți lua în considerare. Oamenii din Ministerul Finanțelor sunt contrariați de prezența domnului Dan Vâlceanu prin minister. De ce vine așa de des? Ce înseamnă des? Aproape zilnic. Nu cred că este zilnic, am colegi care vin fiecare zi, foarte mulți colegi care vin, colegii mei parlamentari. Dar dumneavoastră mai mult decât ceilalți. Și vă știu, domnul Isar și domnul Isar a venit test, dar știm de ce. Domnul Isar nu a venit decât o singură dată în minister. A fost văzut de mai multe ori. Nu, puteți să verificați asta. Domnul Isar a fost o singură dată. Domnul Vâlceanu și ceilalți domni vin pentru că sunt colegii mei de partid. Acum, na, asta este. Nu știu ce vreți să spuneți cu asta. Da. Mulțumesc mult de tot. Ce să vă spun? FMI este aici pentru a ne ajuta pe partea de colectare. Este o analiză a modului în care colectăm bani la buget. Două săptămâni, două, trei săptămâni. Sunt două misiuni FMI pe care le-am cerut, una pe colectare, alta pe analiză de cod fiscal. V-am spus asta, vreau să văd ce soluții au pentru a vedea cum putem să colectăm mai mulți bani la buget. Și a doua, să vedem dacă codul fiscal, așa cum este construit, mai funcționează în această economie sau nu. Bineînțeles, reorganizarea și Ministerului Finanțelor Publice și ANAF este continuă, nu am ajuns încă la final. Domnule ministru, mulțumesc. Cum vedeți până la urmă în final impozitarea IT-șilor? Domnul președintele Iohannis spunea ieri că trebuie să purtăm discuția asta, că introducem acum sau... Discuții putem să avem multe, dar în 2020 nu cred, nu vom umbla codul fiscal, dar sunt de acord cu principiul pe care l-a enunțat domnul premier, că domnul președinte, enunțat anterior domnul premier, că e normal, nu? Optim ar fi ca tot să plătim aceleași impozite și taxe, contribuții și așa mai departe. Asta este optim. Acum, de la optim poți să deviezi pentru anumite situații, dar în 2020
rămânem pe acest cod fiscal. Este un lucru pe care l-am agreat și cu mediul de afaceri, nu vom modifica nimic în 2020. Okay. Mulțumesc. Asta este decizia Comisiei Europene, dar în momentul în care noi am prezentat deja situația financiară, ei cred că au dreptul să declanșeze procedura de deficit excesiv. Deci nu, oricând, nu este... am prezentat, senatorii din Comisia Economică din Senat au primit deja informațiile referitoare la împrumuturi în format scris. Există un regulament al Senatului care spune foarte clar că activitatea ministrului Finanțelor Publice și a Ministerului este evaluată de Comisia de Buget Finanțe. În același timp, senatorii, dacă au întrebări, nelămuriri, așa cum și eu, senator, și am avut întrebări și nelămuriri în trecut pentru un anumit ministru, i-am trimis interpelări și am făcut întrebări. Dacă un grup parlamentar dorește să aibă prezența unui ministru, există ora guvernului la Senat, în Senat. Deci sunt toate aceste lucruri, sunt reglementate, sunt foarte clare. Comisia Economică și Industrie din Senat are alte atribuții, ciudat pentru că nu știu care sunt aceste atribuții cei de acolo, dar în fine, eu v-am spus, este un circ. Parlamentul României în ultimii ani am văzut clar că regulamentul nu este respectat, nu dorește să fie respectat. Ați văzut foarte bine și la Camera Deputaților și la Senat, deci nu mă surprinde acest lucru. Dar voi respecta întotdeauna regulamentul, pentru că în momentul ca în România să începem să respectăm și regulamentele. Ultima întrebare, când bugetarii ministeri vor fi concediați? Nu are sens această întrebare în acest moment. Mulțumesc.